La această conferință a fost comunicată realizarea unui program nou, Școala Voivodiniană a Interculturalității, conceput pentru munca cu elevii școlilor medii din Voivodina. Interculturalitatea înseamnă, în primul rând, de a ne cunoaște cultura proprie, iar pasul următor este de a cunoaște cultura altui popor. Și nu doar de a cunoaște, ci și de a îndrăgi și a trăi într-o cultură diferită de a noastră. Acesta este obiectivul proiectului, fiind doar începutul. Organizatorii au decis ca prima școală voivodiniană a interculturalității să se desfășoare la Temerin din cauza unor întâmplări neplăcute care au avut loc în urmă cu câțiva ani la școala din localitatea amintită. Obiectivul acestui proiect este avansarea cooperării între apartenenții de naționalități diferite.